Descurcatul părului, din punctul meu de vedere, se face cu un pieptăn cu dinți deși. Nu cu un pieptăn cu dinți rari. Ideea este să susții șuvița foarte bine și să încep de la vârf spre rădăcină, repet, cu un pieptăn cu dinți deși. Pentru că, de exemplu, un păr deteriorat face ca niște negulețe. Venind cu un pieptăn cu dinți rari, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să trec printre ele. După care, atunci când veneam cu peria, se agăța. Așadar, descurcatul părului se face cu un pieptăn cu dinți deși, pentru a avea siguranța că, într-adevăr, s-a descurcat.